Ok. Ok, aici puțin mai repede trebuie să apăs. Ah, fierar. Mamă, cât de repede trebuie să apeși aici, incredibil. N-am putut să spamez mai mult de atât. Oh my God, hai să vedem. Nu te cred, hai că l-am făcut. Mamă, ce clutch am dat. Wow, nu te cred. Bine, mă. Wow. Vai de capul meu, ce clutch am dat. Bine, mă, bine. Mamă, ce intens rău nivelul ăsta. Deci jur că e cel mai challenging nivel pe care l-am jucat eu în ultimul timp și mai ales că e legendar. Bă, e tare rău, deci n-ai, deci rupe gameplay-ul la nivelul ăsta. E prea tare, efectiv. L-am terminat în 140 de încercări pentru că a trebuit să înțeleg fiecare parte din nivelul ăsta, da. De-aia m-am antrenat foarte mult în practice și l-am bătut, nu știu, cam un 30 de încercări așa în normal mod. Da, bine, că m-am dat niște practice-uri. Da, e ok. Deci nivelul ăsta e foarte ok și merită terminat, la fel ca orice alte nivele. Na, Easy Demon. Foarte challenge nivelul ăsta, deci te ține suspans, așa că trebuie să fii foarte concentrat, e ca o poveste, pentru că nivelul ăsta chiar merită să fie o poveste. Mai ales că merită această dificultate de legendarii și foarte tare, deci mă jur, cel mai tare nivel. Deci hai să scriem aici GG 143 de încercări, 5 de 5, Forest Gauntlet. Deci chiar merită și complet. Hai să scriu și complet aici. Deci prea tare nivelul ăsta, mă jur. Doamne. Am terminat și Forest Gauntlet, foarte tare. Hai să vedem ce ne pică și nou din acest chest. Ok, ne-a picat un minge, un bol, da, înțelegeți voi, cu floare. Din ce văd, foarte tare. Și cu ochiițe, ochiiță. Așa, aici câte am 5, deci mai am ceva până deschid.
Bă, foarte tare, deci cred că aș mai vrea încă o dată să mai bag nivelul ăsta, că e prea tare, mă jur. Merită. Deci chiar merită. Și gauntletul ăsta pe deplin merită să-l terminați. Foarte tare.